răscolitoare, imagini emoționante, impresionante. Mulțumim frumos celor care s-au trudit, s-au ostenit să le așeze, să le realizeze, special domnului Radu Tudor și celorlalți cu care domnia sa a lucrat, întreaga dumnealui familie. Toate aceste fragmente din cuvântările pe care le-ați auzit în acest montaj ale Părintelui Nicolae, le găsiți aici, în predici legate, în această carte de predici, Graiurile mele, auzi-le, Doamne, Predici pentru Duminici și Sărbători de peste an, editura AMA Editing, București 2019, de care v-am vorbit și la început, lucrarea apărută cu binecuvântarea Preasfințitului Galaction, episcop Alexandrei Telormanului, care a și semnat prefața acestei cărți, în care a așezat câteva cuvinte emoționante și care carte, v-am spus că Părintele a vrut să fie publicată în acest an, când împlinea 95 de ani de viață și la 30 noiembrie 50 de ani de slujire sacerdotală sau preoțească. Pentru această lucrare și pentru toate cele 7 cărți sau lucrări la un loc publicate sau tipărite de către domnul Grama la editura AMA Editing București, cărți și lucrări ale Părintelui, se cuvine să-i mulțumim cu toată prețuirea și cu toată recunoștința domnului Florin Grama, care odată a realizat niște lucrări de excepție și din perspectiva fondului, dar și din perspectiva formei sau a condițiilor grafice. Sunt lucrări realizate cu multă trudă și cu mult profesionalism. Domnul Grama fiind foarte serios în ce face, foarte meticulos, așa încât acestor cărți sau acestor lucrări, dacă vezi din perspectiva grafică a publicărilor, a tipăririlor editorialistică, dacă vreți, nu le veți găsi chiar niciun cusur. Îi mulțumim domnului Grama, îi dorim multă sănătate și ne îndrăjduim că îl vom avea în continuare împreună cu noi și că va mai publica și alte cărți ale Părintelui, fiindcă Părintele mai are, inclusiv în manuscris, multe scrieri care poate într-o zi vor vedea cu toate la un loc lumina tiparului, fiindcă merită acest lucru cu prisosință. În continuare, dăm cuvântul doamnei Rodica Culcea. Vă rugăm!